Din luna noiembrie anului trecut și până acum, numărul de venilor care au solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinței a crescut de 3 ori. Inițial, în noiembrie, au fost depuse 600 de cereri pentru subvenționarea încălzirii locuințelor, majoritatea cu gaz metan. Speriați de facturile tot mai mari, tot mai mulți deveni au cerut ajutor primăriei Deva, care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, a aprobat până în prezent peste 1800 de astfel de ajutoare, dintre care aproape 300 numai în luna decembrie a anului trecut. În urma cererilor depuse la direcție, un număr de peste 1800 de persoane beneficiază de ajutor de încălzire și supliment de încălzire, peste 80% din aceste cereri fiind pentru gaze naturale. În luna decembrie, din cele 1800 de cereri, au fost depuse în jur de 300. Reamintim cetățenilor interesați că dispozițiile primarului de acordare a acestor beneficii se regăsesc pe site-ul primăriei Deva, primariadeva.ro, la secțiunea dispozițiile primarului. Direcția de asistență socială Deva va prelua cereri pentru ajutorul de încălzire până la data de 20 martie 2022, iar pentru suplimentul de încălzire pe toată durata anului. Pentru a primi un astfel de ajutor, persoanele care pot beneficia de el trebuie să depună o cerere până în data de 20 a lunii în curs. Astfel, cererile depuse după data de 20 ianuarie vor fi evaluate și soluționate începând cu luna februarie. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0723-230-106, 0755-878. 814 sau 0254-218-030, tasta 1, de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute sau vineri în intervalul orar 8-14.